Am ales să mă înscriu în acceleratorul Predau Viitor pentru că am considerat că în învățământ e nevoie de o schimbare. Avem nevoie de noi metode pentru a îmbunătăți demersul didactic. Dintr-o curiozitate personală, am văzut ce s-a întâmplat în anii anteriori și am zis trebuie să merg, trebuie să învăț lucruri noi. Și asta m-a făcut să aplic și să-mi doresc să înceapă mai repede. Un moment deosebit în cadrul acceleratorului a fost pasiunea cu care oamenii care au venit să ne vorbească o aveau pentru ceea ce fac. Iarăși dezvoltarea emoțională, ideile transmise, metodele folosite, ceea ce putem noi aplica la clasă. Totul a fost wow! Mi-ar fi plăcut să am niște ochelari AI, să merg la copiii mei și să le arăt, să trăiască și ei tot ce am trăit eu în această săptămână. Din experiența acceleratorului voi duce elevilor mei emoția pozitivă, voi duce interacțiunea cu care am colaborat cu colegii, gândul că atunci când greșesc pot merge mai departe și starea de bine pe care eu am avut-o și pe care trebuie să transmit la fiecare oră. Competențele de care elevii mei au nevoie în viitor sunt în mod clar competențele digitale, competențele de comunicare. Am văzut aici că abilitățile de a avea inițiative, de abilități de antreprenoriat sunt lucruri importante care să îi ajute pe ei de a deveni oameni utili pe piața muncii. Iarăși un lucru important, comunicarea într-o limbă străină și spiritul de echipă. Spiritul de echipă este ceea ce caută cam toți antreprenorii care au venit și ne-au prezentat ceea ce fac ei. Rolul profesorului de informatică este foarte important în școală. Avem elevii nativi digitali, trăim într-o generație super tech, iar noi suntem primii care le deschidem mințile. Noi trebuie să facem mereu update la realitate, la tot ce se întâmplă și ei trebuie să fie pregătiți de noi în special, pentru că tehnologia evoluează și ei trebuie să fie deschiși la schimbări. O idee de proiect pe care doresc să o pun în practică este robotica, adică doresc să deschid un atelier de robotică pentru că le cuprinde pe toate și design și cod și consider că este ceva ce cuprinde tot. Iarăși proiectele sunt importante și vreau să îi pun să lucreze mai mult în echipă, în proiecte, orice proiecte. Aș recomanda programul Predau Viitor pentru că este o experiență fantastică. Este o, nu știu cum am spune noi cei de informatică, o resetare sistem. Mergem acasă și totul o ia de la zero, pur și simplu. Acceleratorul Predau Viitor într-o frază, educație pentru un viitor măreț.